Stimate domnule candidat, bună seara, bine ați venit în cadrul concursului național proba interviului pentru selectarea candidaților la funcție de judecător a Curții Europene a Drepturilor Omului. Vreau să vă prezint componența comisiei, Fadeina Gacevski, Pavel Abraham, Vasile Bolea, Dinu Plângău, Ian Feldman, Oleg Rotar, Sergei Țurcan, Mircea Rușioru, Tamara Kishkadoneva, Luiza Gafton, Mariana Timotin, Angela Motuzoc, Gheorghe Leuca, Emanuel Ploșniță, Violeta Cojocaru, Stanislav Pavlovski, Iulian Groza, Nicolae Cheleș, secretarul comisiei Doina Maimescu. Vreau să vă întreb dacă nu aveți motive de recuzare a vreunui membru a comisiei. Dar nu știu dacă e posibil de făcut recuzarea, adică regulamentul nu prevede vreo modalitate de recuzare, adică că... Aveți motive de recuzare? Nu, nu aveți. Întrebarea a fost simplă. Mies că vă explic care este modalitatea în care se va trece interviul. Aveți la dispoziție 5-7 minute pentru prezentare generală, după care urmează să răspundeți la 6 întrebări, având la dispoziție câte două minute pentru fiecare răspuns. După care va urma runda de discuții libere, care va dura circa 15-20 de minute, în cadrul căreia vom încerca să verificăm cunoștințele dumneavoastră lingvistice, totodată vă vor fi oferite anumite întrebări de concretizare din partea membrilor comisiei. Vă urez succes! Da, vă mulțumesc! Eu mă numesc Victor Burac, sunt avocat, datele, de fapt, privind studiile, cariera au fost prezentate în CV, nu știu dacă are sens de le repetat. Am absolvit facultatea de drept din Moldova în anul 1994, din același an am început a activa la facultatea de drept, unde am activat până în 2017. Am absolvit de asemenea Colegiul Europei, o instituție în drept comunitar, în 1998. Am făcut studiile de magistrat. Motivele pentru care mi-am prezentat candidatura la concurs, în primul rând, în opinia mea, asta se va vedea după rezultate, întrunesc cerințele prevăzute de articolul 21 a Convenției. Asta e primul, dacă nu era să fie, dacă eram de altă opinie, nici nu prezentam dosarul la concurs. De asemenea, motivele le-am expus și în scrisoarea de motivare, care a fost inclusă în dosar, ele nu s-au schimbat de atunci. Am o experiență de aproximativ o pătrime de secol de activitate în domeniul juridic. O experiență care cred că aș putea o valorifica în situația în care voi promova concursul. Experiența respectivă este și teoretică și practică. După cum am spus, aproape 23 de ani am activat în cadrul Facultății de Drept. Am predat la Facultatea de Drept, inclusiv cursuri care au ținut de drepturile omului, în cadrul unui program de master în domeniul drepturilor omului. Experiență și practică, pentru că, cum am menționat, din 1997 sunt avocat. Licența am luat-o în 2002, odată cu adoptarea legii privire la avocatură în redacție nouă, care a prevăzut această cerință,
și de atunci activez în domeniul dreptului ca și practician. Inclusiv în domeniul ce țin de drepturile omului, pentru că în foarte multe litigii, partea, o parte din motivare se bazează pe prevederile Convenției din 1950. Sunt la o vârstă de aproape 50 de ani, care este, îmi oferă o experiență de viață care iarăși aș putea o să o valorific. Pentru că lucrul la curte presupune și un nivel anumit de experiență în domeniul respectiv. Cam asta e, nu vreau să... Restul este în dosarul de participare. Vă mulțumesc. Prima întrebare va fi oferită de către domnul Iulian Groza. Domnule Burac, o întrebare care ține într-un fel și de jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Cum considerați că ar urma să fie tratată corelarea dintre drepturile fundamentale concurente de acces la informații de interes public și dreptul la viața privată în cazul persoanelor care dețin funcții publice în raport cu persoanele care nu le dețin? Curtea, în ceea ce ține de în jurisprudența sa, ceea ce ține de articolul 8, a prevăzut că trebuie permanent de făcut o depus la balanță dreptul de acces la informație în raport cu protecția dreptului la proprietatea vieții private. Însă sunt anumite cerințe, sunt anumite principii care le-a stabilit curtea, în particular în raport cu posibilele restricții în dreptul la acces la informație. Aceste restricții trebuie să fie, să vizeze un scop legitim, trebuie să fie proporționale și în cazul în care este vorba de persoanele care au o expunere publică, funcționarii publici, persoanele expuse politic, nivelul de protecție a informației care ține de viața personală, viața privată, este mai jos în comparativ cu alte persoane. Curtea a menționat că în acest caz însăși faptul că persoana a acceptat să fie într-o funcție expusă politic sau într-o funcție publică presupune acceptarea unor constrângeri suplimentare. Curtea totdeauna a menționat că la stabilirea acestei balanțe trebuie de văzut dacă restricțiile referitor la informația sunt de viața personală familială, urmăresc un scop legitim, doi, sunt proporționale și trei, nu afectează însăși esența sau substanța dreptului la acces la informație. Standardul de bază care curtea l-a prevăzut în articolul 6, articolele 8 până la articolul 11, în, de obicei asta să... paragraful 2
este dacă limitările în accesul la drept la informație sunt necesare într-o societate democratică. Dar un răspuns universal curtea nu dă, nu oferă. Dimpotrivă, în practic, în toate cazurile care țin de articolul 8, articolul 10, curtea menționează că punerea în balanță a acestor interese trebuie să ia în considerație circumstanțele fiecărui caz în parte. Da, există jurisprudența stabilită a curții pe normele date, dar curtea menționează că în practic în toate hotărârile că un standard unic nu există. Trebuie de reieșit din circumstanțele concrete ale fiecărui caz. Și iată aceste circumstanțe, de fapt, în examinarea circumstanțelor fiecărui caz în parte, deja curtea face referință la cazurile similare. Dar oricum, în primul rând, punctul de bază, punctul cheie, este că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă el este, urmează a fi bazat pe circumstanțele cauzei. Adică un răspuns în același context, curtea poate într-un caz să constate încălcare și în alt caz să nu constate încălcare. Stimată doamnă Tamara, următoarea întrebare din partea dumneavoastră. Fiind judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cum veți proceda dumneavoastră în cazul când un judecător național se adresează cu consultație ori cu întrebare cu privire la modul de aplicare a unor prevederi al Convenției pe cauza care se află pe rolul dânsului? Стимате, домнули Павловски, ви рога. Анализирате активитетите на Курци Европеди у ултими ани, ми имам обсерват ка фарте мулт перевода де тим трече интри депунера чери и комуникаре ачести чери гувернува. Ачеста перевода пати дура ше 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, tot așa mai departe. Și după finalizarea procedurilor post-comunicare, după prezentarea tuturor documentelor, iarăși până la pronunțarea soluției de către Curtea Europeană, iarăși trece o perioadă de 2 ani, 3 ani, până la 10 ani uneori. Rar, dar până la 10 ani ajunge. Întrebarea mea este: dacă considerați că acest termen este rezonabil și dacă nu, atunci, în viziunea dumneavoastră, care ar putea fi căile de soluționare a acestei probleme? Întrebare referitor la prima parte a întrebării, rezonabilitatea termenului, nu există un standard la curte a unui termen rezonabil. Stabilirea faptului dacă acest termen este sau nu rezonabil depinde de mai mulți factori, de complexitatea cazului, de componența completului care examinează. Se examinează în comitet, în cameră, în marea cameră,
de faptul dacă s-a făcut uz de mecanismul de reexaminare la Marea Cameră sau nu s-a făcut uz, de promptitudinea cu care reacționează participanții la proces, de numărul de părți terțe care au fost atrase, de faptul dacă litigiul, dacă cauza este pilot sau nu. Deci sunt foarte multe circumstanțe care urmează a fi luate în calcul la stabilire. Deci o rețetă universală a faptului că este sau nu un termen rezonabil nu există. Referitor la întrebarea, partea a doua, cum de redus, părerea mea că nici de cum deocamdată, pentru că după modificările care au introdus mecanismul de inadmisibilitate, acum aproximativ, eu m-am uitat statistica după cazurile moldovenești, aproximativ 90% din cereri depuse la curte nu trec filtrul inadmisibilității. Majoritatea nu trec filtrul admisibilității în complexul format dintr-un singur judecător. Dar ulterior, chiar dacă treci filtrul inadmisibilității la un complex format din un singur judecător, multe cereri ulterior sunt declarate inadmisibile fie de comitet, fie de colegi, de cameră. Și în situația asta ajung a fi examinate aproximativ 10% din litigi. Mai mult decât atât, deci sarcina, volumul de lucru a curții a fost redus semnificativ. Mai mult decât o asemenea reducere, părerea mea, dacă se va merge și mai cu măsuri și mai drastice sub aspectul admisibilității, atunci aceasta ar putea afecta funcția de bază a curții, de promovare a drepturilor omului. Este evident că curtea are cerințele de admisibilitate, sunt corecte, logice, dar în situația în care curtea va înăspri cerințele, atunci remediile oferite de către convenție în promovarea drepturilor omului ar putea transforma curtea într-o instituție care se expune doar asupra problemelor cheie în domeniul drepturilor omului. De aceea, la moment, cred că, având în vedere că mecanismul de selectare a cererilor și de sub aspectul admisibilității este relativ bun, vorbind în termen, reșind din vârsta curții, este relativ recent, eu cred că, după părerea mea, la moment, deocamdată aceasta este mecanismul care urmează a fi menținut. Chiar dacă aceasta duce la o durată ridicată. Referitor la faptul, este acest termen lung sau nu, păi eu vreau să atrag atenția că dacă ați observat, chiar termenii de acordați de către curte pentru prezentarea observațiilor, inițial referitor la admisibilitate, ulterior asupra fondului, sunt calculați de regulă în 3 luni de zile, 14 săptămâni, 90 de zile, plus în situația în care se examinează cauza de către cameră în componență de 7 judecători, examinarea observațiilor de către fiecare judecător, care poate să prezinte și opinie separată, ia timp. Însă decalajul temporar, când se ajunge la Marea Cameră, decalajul temporar de regulă între audierea, ședința și publicarea hotărârii este cam un an, aproximativ. Deci asta duce la fapt că
Dar asta nu e o surpriză. Cei care se adresează la curte, ei știu de asta. Adică problema unei durate ridicate de examinare este o problemă care curtea se confruntă de mult. Foarte de mult. Și ultima am vrut să menționez la acest aspect, 10 ani este un... poate este un termen mare, dar eu vreau să spun că în practica mea de avocat eu am litigii care sunt 10 ani și fără rejudicare. Și abia suntem la etapa instanței de apel. Bun, este cu 15 participanți și de asta e... deci iarăși, nu pot spui că 10 ani automat e un termen care depășește cerința rezonabilității. Mulțumesc, domnul Pungău. Bună seara, domnule candidat. Vă rog să ne dați un exemplu, un caz concret din biografia dumneavoastră, un caz al unui eșec care a putut să vă păteze reputația profesională sau v-a pătat reputația profesională și cum ați depășit acest caz. Iliade spunea că sunt înfrângeri care te înalță și sunt eșecuri care te... sunt victorii care te înjosesc și sunt înfrângeri care te înalță. Deci faptul unui eșec nu înseamnă neapărat afectarea reputației profesionale. N-am avut dosare în care după... am avut ca avocat am avut dosare care le-am pierdut. Am avut dosare care știam că nu au niciun sors de zbândă pentru că erau cu conotație politică. Luptam cu Banca Națională, am avut dosare sensibile, ce țin de atacurile Raider, dar niciun dosar, chiar și la pierdere, nu am avut senzația că nu am făcut totul pentru a aduce clientul la câștig de cauză. În avocatură nu ai cum să știi rezultatul final. Pentru că nu, în orice proces sunt trei participanți. Este judecătorul care exercită justiția și sunt două părți care se prezintă pe pas de contradictorialitate și egalitate. În penal asta este partea apărării și partea acuzării, în civil asta este reclamantul și părâtul. Aceste două părți contribuie la exercitare. Deci lucrul avocatului se aseamănă cu lucrul medicului. El trebuie să asigure că el a făcut tot ce a putut conform cunoștințelor și experienței sale pentru a obține câștig de cauză. Dar nu totdeauna se reușește. Repet, cauzele sunt diferite. Sunt cauze care țin de avocat și atunci pierzi dosarul, adică ajungi la o soluție nefavorabilă pentru că ai omis ceva. Am avut doar un singur dosar în practica mea când am pierdut dosarul pentru că omisesem un detaliu important. Sunt cauze când știi că după lege este câștig de cauză. Dar există intima convingere a judecătorului care nu poți face prea multe. Cel mai recent exemplu să vă-l dau, am avut un caz care mi-a lăsat un gust amar la Curtea Supremă, când într-un dosar care se afla pe rolul Curții de Apel deja de 2 ani și era finalizat, a fost depus o demers de strămutare, care era al doilea demers de strămutare deja depus la Curtea Supremă de Justiție.
era un demers de strămutare depus după ce primul a fost respins. Era un demers de strămutare care nu se încadra în practica curții, iar practica curții este că acum se acceptă spre strămutare doar litigiile în care parte pe dosar este în instanța sau nu pot fi formate completele de judecat. Fiind sigur că nu o să aibă niciun sort de uzbândă, dosarul a fost până la urmă strămutat. Deci, sunt așa de înfrângeri când nu ești gata de o asemenea întorsătură, dar asta e. Nu am avut pierderi de cauză care să pot spune că nu am făcut totul pentru client. Și din punctul acesta de vedere, cu o singură excepție am spus. Și din punctul acesta de vedere, nu pot spune că mi-a afectat cumva reputația. Pe domnule Abraham. Distinse domnule candidat, m-am aplicat cu atenție asupra lucrărilor și publicațiilor pe care dumneavoastră le-ați realizat. Am văzut că este un număr, după părerea mea, destul de redus, 6 asemenea lucrări în perioada 1999-2012, cu o problematică diversă. Față de această situație, v-ați adresa respectos rugămintea de a prezenta care a fost preocuparea fundamentală în ceea ce privește valorile ocrotite de convenție, pe care ați urmărit-o și ați încercat să o clarificați de o manieră mai clară, din perspectivă teoretică și, sigur, având în vedere și activitatea practică, chiar și practică. Vă mulțumesc. Referitor la... Eu o să încep cu numărul. Niciodată nu m-am axat pe cantitate. Din punctul meu de vedere, era importantă calitatea publicațiilor. Știu că aici sunt păreri diferite, dar pentru mine mai bine să ai o publicație, dar bună. Și din acest punct de vedere am avut chiar compartimente publicate de Oxford, care este o editură cu un renume mondial. Cel puțin pentru aceasta, eu, din punctul meu de vedere, eu mă simt liniștit că am adus și eu o contribuție în teorie. Referitor la publicații în problematica drepturilor omului, eu nu am fost niciodată specializat anume în drepturile omului. Și sub aceasta, asta nu am ascuns, este indicat în CV, deci domeniul meu de activitate era tangențial legat cu drepturile omului, dar iarăși vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, pentru poziția de candidat care poate fi prezentat spre aprobarea Asambleei Parlamentare pentru funcția de judecător, nu totdeauna a fost necesar ca să ai un profil clar în academic sau practic în drepturile omului. Eu vă aduc un exemplu, uitați-vă la ultimul candidat, care a fost avocat. Deci a fost judecător timp de 4 ani, dar în rest a activat ca avocat. Aceasta nu a constituit un impediment de a fi selectat la Curtea Europeană și își face treaba bine din câte înțeleg. Adică Curtea nu are în articolul 21 a Convenției, nu are o cerință ca un candidat care vrea să fie judecător la curte, adică care își prezintă candidatura, să fie specializat cumva în drepturile omului. Articolul 21 menționează în punctul 1 că trebuie să fie de un profil moral și să posede o competență recunoscută în domeniul dreptului sau calificările pentru a fi
numit în funcție înaltă de judecător, atâta tot. Indiferent de domeniu, adică... Dar, într-adevăr, publicații în drepturile omului nu prea am avut. Asta e adevărat. Mulțumesc și ultima întrebare va fi formulată de către domnul Oleg Rotari. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Burac. Vă rog să ne spuneți ce riscuri ar putea exista pentru statul nostru la examinarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cererilor originare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Eventual, ce pârghii ar putea fi utilizate în raport cu un stat membru la convenție care nu execută o hotărâre a curții? Și dacă e posibil să vă încadrați în 2-3 minute. Mersi. La riscurile, curtea deja are o jurisprudență relativ bună formată referitor la Republica Moldova pe articolul 1, obligațiile pozitive. În situația în care Republica Moldova confirmă că și prezintă dovezi că depune eforturile pentru apărarea și promovarea drepturilor omului în regiunea respectivă și în pofida acestor eforturi, iar eforturile trebuie să fie de natură diplomatică, de natură politică, deci faptul că sunt plângeri originare din regiunea necontrolată a Republicii Moldova, unde autoritățile statale a Republicii Moldova au posibilități limitate sau nu au deloc de a interveni în asigurarea respectării drepturilor omului, obligații prevăzute în articolul 1 a Convenției, aceasta înseamnă că Moldova nu are obligații deloc pozitive. Aceasta înseamnă că Moldova trebuie să prezinte probe că în pofida eforturilor politice, diplomatice, tehnice, dacă doriți, nu se reușește acordarea unui asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea respectivă și în toate, începând cu Ilașcu, cauza Ilașcu, sunt foarte multe, ce țin de tortură, terminând cu cauzele ce sunt de limba română, statutul limbii române în școlile din Transnistria, cam în toate cauzele respective, curtea a stabilit lipsa încălcărilor din partea Republicii Moldova a Convenției și, dimpotrivă, a stabilit încălcarea Convenției, articolul 3, articolul 8, din partea Federației Ruse. Deci, din perspectiva acestor hotărâri, eu nu văd la moment careva riscuri. Referitor la... A mai fost o parte întrebării care am omis-o, nu? Eu mă refeream la anumite pârghii care există actualmente și care pot fi utilizate în raport cu un stat membru la convenție care nu execută o hotărâre a curții. Da. Articolul 43 a convenției permite în situația neexecutării ca curtea să se sesizeze Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei. Dar în afară de aceste pârghii, convenția nu prea prevede alte mecanisme. Deci este mecanismul prevăzut de articolul 43 a Convenției. 43, îmi cer scuze. Uh, 46. A Convenției, care permite sesizarea de către curtea a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei. Și constatarea încălcării, dar este vorba mai mult de un mecanism politic, pentru că mai mult decât curtea este un organism care funcționează în baza unui tratat internațional, în câmpul de manevră stabilit de regulile dreptului internațional public.
ea nu este o autoritate care poate interveni mai mult decât prin mecanisme politice. Deci nu există un mecanism care să permită executarea forțată a hotărârii în situația în care un stat nu execută. Mulțumesc. În partea dreaptă de dumneavoastră sunt două texte, unul în limba franceză, altul în limba engleză. Vă rog mult să le dați citiri ca să verificăm cunoștințele dumneavoastră lingvistice. Mersi. The court considers that the issue is to be viewed in the context of the general approach to the exercise of extraterritorial jurisdiction in unrecognized entities. In this context, the court has had regard to the special character of the Convention as an instrument of European public order for the protection of individual human beings and its mission, as set out in Article 19 of the Convention, to ensure the observance of the engagement undertaken by the high contracting parties. Da? May I ask you a question? Of course. So, Mr. Victor Burak, could you tell me why do you think you are the suitable candidate for the position of the judge in the European Court on Human Rights? Well, I already asked it. I believe my moral and professional profile fits the requirements of set out in the Article 21. Paragraph 1 of the convention, that's first, because otherwise I wouldn't be here. Secondly, I have a pretty good command of language, which is not the most important, of course. And thirdly, I'm not say the question is tricky because I'm not the best candidate. I'm far from the other candidates. I don't say that it is only and I'm the I'm better than anybody for this position. I believe today were many candidates which were very good in this room. So thank you so much. Dans ce contexte, elle est tenue compte de la nature particulière de la Convention, instrument de l'ordre public européen pour la protection des êtres humains et de sa mission fixée à l'article 19 de la Convention, celle d'assurer le respect des engagements résultant par la haute partie contractante de la Convention. Monsieur Burak, une question pour vous. Donc, votre présentation dénote que vous avez une expérience très riche en matière théorique ainsi que pratique de la jurisprudence. C'est pourquoi j'espère que ça serait facile de répondre à la question suivante. Quelles seraient, d'après vous, les qualités professionnelles ainsi que personnelles d'un juge qui devrait représenter la Moldavie dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme? La première qualité qui ressort du texte de l'article 21 est l'intégrité. D'accord. C'est le premier et, à mon avis, le plus important qualité. Secondement, l'expérience pratique professionnelle dans le droit dans le droit généralement parce que la jurisprudence de la Cour vise pratiquement tous les affaires de la vie sociale
C'est pas seulement le droit privé, le droit public, droit international public, c'est le droit privé, droit de traité, droit de guerre et pratiquement toutes les affaires de la vie sociale. Merci. Stimați colegi, cine are întrebări de concretizare? Stimați domnule candidat, noi evaluăm și proactivitatea în promovarea și apărarea drepturilor omului. Cum puteți să comentați experiența dumneavoastră anume în apărarea drepturilor omului? Nu pur și simplu experiența unui avocat, dar în domeniu. Activism, proactivitate. Eu vreau să vă spun că clienții oricărui avocat sunt oameni. Orice dosar în instanță este promovarea drepturilor omului. Pentru că cu orice, dacă o să atrageți atenție, practic toate dosarele civile care ajung la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au ca premiză finalizarea unui dosar, epuizarea, dacă vorbim în limbajul curții, epuizarea căilor naționale de atac, care tot sunt țin de avocat. Pur și simplu, deci eu nu prea, particularitățile clientelei mele sunt de așa natură că puțin din ei ar dori să se adreseze la Curtea Europeană, pentru că clientela cu care până acum cred, sunt în majoritatea lor entități corporatiste. Deci Curtea permite adresarea persoanelor juridice la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, asemenea cazuri nu sunt numeroase. Având în vedere durata elevată a examinării la curte, majoritatea clienților corporatiști preferă mecanisme mai rapide de soluționare, cum ar fi arbitrajul internațional și așa mai departe. Din aceste motive nu prea am ajuns la... orice avocat... Mersi, eu am înțeles linia. Mersi mult. Ate, domnule candidat, vreau să vă întreb. Dumneavoastră știu foarte bine, cunoaștem că sunteți un avocat de business extrem de bine cunoscut teritoriul Republicii Moldova. Sunteți gata dumneavoastră să vă despărțiți de acest vad care l-ați obținut pe parcursul vieții în calitate de avocat pentru a obține mandatul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Dacă nu luam această decizie, nu prezentam dosarul. Mulțumesc pentru întrebare. Nu vă ocupam timpul. Deci, dacă am prezentat dosarul, evident că am calculat riscurile. Sunt riscuri. De la ce pleca, dar vreau să vă spun că m-am gândit mult să prezint dosarul sau nu. Sunt la aproape 50 de ani, mandatul unui judecător este de 9 ani, s-ar putea ca altă ocazie să nu fie. Vă mulțumim mult. Rezultatele vor fi imediat ce vor fi audiați deja. Sau ascultați toți candidații. O seară frumoasă!